Mesajul este despre provocările tranziției. Provocările tranziției sau durerea tranziției. Și am luat două versete din Scripturi care vorbesc exact despre această perioadă din viața Domnului. Un paragraf este din Luca 22, versetul 44. Zice Scriptura: a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Al doilea verset este din Marcu, de la capitolul 15, versetul 34. Și în ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Amen. Deci, foarte important de știut că adevăratele transformări se petrec nu într-o zonă confortabilă, nu în situații de maximă relaxare. Adevăratele transformări se produc atunci când treci printr-o perioadă de tranziție. Atunci se modifică fibra caracterială, atunci se modifică ceva în structura personalității tale. Și Dumnezeu, ca să formeze oameni, are nevoie de deșert. Uitați-vă în Scripturi și o să vedeți că totdeauna când Dumnezeu a lucrat la viața cuiva, pentru o perioadă l-a trimis nu la studii postuniversitare, l-a trimis în deșert. Apostolul Pavel a stat în deșertul Arabiei vreo 3 ani și ceva. Domnul Hristos a fost în pustie ca să se formeze. Ioan Botezătorul a stat în pustie, Moise a stat în pustie. Adică no man's land, țara nimănui. Acolo se produce cu adevărat formarea și transformarea, modificarea identității tale, în țara nimănui. Și acum Dumnezeu trebuia să scoată poporul din Egipt și să-l ducă în țara Canaan. Dar urma o fază de tranzit. Faza de tranzit e prin țara nimănui, prin deșert, prin pustie. Arnold von Gönep este un antropolog. Observă el că există rituri de trecere. Și riturile acestea de trecere au de-a face cu trei perioade, cu trei elemente. Unul dintre ele este separarea. Mă separ de ceva ce a fost înainte. Al doilea element fundamental este încorporarea, adică îmi asum o nouă identitate. Dar între cele două elemente există al treilea, care este tranziția propriu-zisă, faza de trecere, faza de durere, că implică și durere printre altele. Și vedeți, poporul evreu trebuie să iasă din Egipt, unde avea o anumită identitate, respectiv identitate de sclav, și Dumnezeu vrea să-i dea o nouă identitate de popor ales al lui Dumnezeu. Și există cele trei elemente. Separarea de identitatea veche, urmează tranziția și darea legii, când încep să primesc o nouă identitate. Biserica trebuia să treacă prin aceeași fază și trebuie să treacă prin aceleași faze. Iar tu, ca și individ, trebuie să treci de mai multe ori prin viață, prin fazele acestea. Că vrei tu, că nu vrei, ele se vor produce. Volens, nolens, se vor produce. Una dintre fazele acestea de trecere este nașterea. Pe urmă este trecerea din copilărie spre faza de adult, tânăr. Și la evrei asta se numește bar mitzva. Și prima fază, ești copil, faza de tranziție, după care vine faza de adult. Mai trecem din faza de adult tânăr, care și-a câștigat independența, în faza de adult
tânăr care își șeruiește independența, intră în căsătorie și căsătoria este un tranzit. Cei care se gândesc despre căsătorie numai în termen de lapte și miere greșesc enorm, pentru că este și faza aceasta de tranziție care presupune durere, presupune frământări, presupune confuzie. În deșert erai confuz, nu știai care e următorul pas, ce o să se întâmple, cum o să scoți cămașa la capăt, ce o să faci. Ei, deci inevitabil vei trece și prin fazele acestea. Ce am văzut eu? Că apar manifestări psihologice ieșite din registrul comun tocmai în fazele de tranziție. Atacuri de panică, depresii, anxietate generalizată în fază de tranziție. Când trec din faza de adult tânăr în adult care trebuie să-mi asum responsabilități, să-mi împărtășesc identitatea care am dobândit-o. Și am mai văzut că apar asemenea fenomene, manifestări, când trec din faza de adult care am realizat destul de multe lucruri în viață, trec acum spre faza în care trebuie să încorporez moartea. Și iarăși apar tot felul de manifestări în jurul vârstei de 40 de ani sau între 35 și 50 de ani am văzut manifestări foarte serioase, criza vârstei mijlocii. Ei, aici ești în no man's land, adică în țara nimănui și nu știi exact ce este de făcut în situația aceasta. O să ne uităm acum în mod specific la Domnul Iisus, care și el trece dintr-o fază de lider foarte popular. Ți-ar veni să renunți la statutul de vedetă, statutul de om apreciat, venerat, adulat de cei din jurul tău. Să trebuia să treacă în faza de Mesia, regele care suferă, care răscumpără poporul. De la poziția de vedetă la poziția de Mesia. Dacă nu ar fi trecut prin No Man's Land, prin țara nimănui, Hristos nu și-ar fi dobândit niciodată identitatea de Mesia. Tu n-ai să-ți dobândești niciodată adevărata ta identitate dacă nu vei trece prin faza aceea de tranziție, prin faza de confuzie, durere simțită de unii dintre noi la maxim, la paroxism, și nu mai știi cum să administrezi confuzia și durerea. Ei, sigur că niciunul dintre noi nu vrea să treacă de bună voie și nesilit de nimeni prin asemenea situații. De exemplu, evreii ar fi vrut să treacă din faza de sclav în faza de adult, de oameni liberi, de popor al lui Dumnezeu, ar fi vrut desigur să treacă, dar fără suferință, fără imprimeurile acestea care le aduc suferința în caracterul nostru. Și atunci poate într-o asemenea fază faci tot posibilul să te agheți de ce era în trecut. Și uită-te la Domnul Iisus, îi în grădina Ghețiman și se agită, se roagă cumva: Doamne, nu vreau să trec prin tranziția aceasta, depărtează de la mine paharul acesta, Doamne. Tendința e să te uiți în trecut, uită-te ce lucruri frumoase am avut în trecut. Este și un cântec: pușca și cureaua alată, ce ficiori eram odată. Adică te uiți în spate. Vreau să-ți dau o veste proastă. Nu o să mai ai pușca și cureaua alată. Nu o să mai ai tinerețea. Le spun celor care trec prin faza de încorporare a morții. Nu o să mai ai niciodată astea. Nu este foarte înțelept să te uiți în spate. Ce bine ar fi, zic mult, să dobândesc identitatea care o aveam înainte,
vezi și evrei s-au gândit, vai ce buni erau castraveții pe care îi aveam cândva. Nu-mi place în faza asta de no man's land, îmi vine să mă uit în spate, ce bine, ce frumos era totul atunci. Zice înțeleptul Solomon, nu zice cum se face că lucrurile din trecut erau mai bune decât astea pe care le am în prezent. Nu zice, pentru că nu din înțelepciune întreb lucrul acesta. Aduceți-vă aminte de soția lui Lot. S-a înțepenit în momentul în care s-a uitat în spate. Deci trebuie să renunți la a te uita în spate. Asta este una din condițiile când ești în faza de tranziție. No man's land. Nu se vede nimic în față, totul este confuz, ai durere maximă, ai doar amintirea ce a fost în spate. Refuză să te uiți în spate. Vestea proastă îi nu o să mai vină niciodată lucrurile care le-ai avut cândva în trecut. Nu o să mai vină. Aparține trecutului. Al doilea lucru, trebuie să înveți să accepți. În momentul în care ai acceptat, adică ai făcut tot posibilul să scapi din situația aia, dar nu ai reușit să scapi. Nu mai încerca să dai cu capul în ușile care nu se deschid. Uită-te, Domnul Iisus de 3 ori a încercat să scape din situația aceasta. De 3 ori s-a refuzat posibilitatea scăpării. Pavel spune, am înțepuș în coastă. De 3 ori l-am rugat pe Domnul ca să-mi-l ia. Nici un răspuns favorabil la cererea lui. Ce faci în asemenea condiții? N-ai decât să accepți. E foarte greu să accepți uneori, e foarte greu să accepți. Dar acceptarea e cea mai bună situație. Nu o să mai fie niciodată ce a fost. Accept situația care este acum. Pentru că neacceptarea este un consum inutil de energie. Îți amplifici agonia, practic, dacă refuzi să accepți. Învață să accepți, ca și Iov, să primim de la Dumnezeu doar binele, să nu primim și răul, adică lucrurile care nu ne fac neapărat plăcere. Ce mai trebuie să știi în situația de tranziție? Când ești chiar pe prag și nu se vede nimic în față, nu ai speranțe mari, dar Dumnezeu în economia Lui știe că ți-a pregătit lucruri mai bune în viitor. Ce-i de făcut după ce ai acceptat, dacă ai reușit să accepți? Dacă ai reușit să accepți, trebuie să înveți să-ți păstrezi demnitatea. Păstrează-ți demnitatea. Uită-te Hristos. Ce face Hristos în faza asta de tranziție? Vezi că nu adoptă atitudine de măscărici în fața lui Pilat ca să scape. Nu acceptă poziție de măscărici, de victimă în fața lui Irod. Fii demn în situații de genul acesta. Nu fă un bocet comun să încerci să aduci pe cât mai mulți să-ți plângă de milă. Ce a zis Hristos femeilor care îi plângeau de milă? Nu mă plângeți pe mine, n-am nevoie să mă plângeți. N-am nevoie. Fii demn. Aduți aminte și de Socrate. I-au dat să bea cu cută. Ce a făcut Socrate? Pentru crima de a fi distorsionat mintea tinerei generații. Că, de fapt, el i-a învățat pe cei din generația tânără să pună sub semnul întrebării marile valori care sunt transmise de societate. Pune-le sub semnul întrebării. Acesta era principiul lui. Și autoritățile vremei au zis, trebuie să moară Socrate. Și au zis, ai 2 variante. Să mergi în exil sau să bei cu cută. Și Socrate a zis, ar fi nedemn pentru mine să mă duc în exil. Beau cu cută. Adică stau lângă ideile mele. Și i-au dat să bea cu cută.
Dar să știi că e o moarte agonizantă atunci când bei cu curte. Pe lângă că te paralizezi treptat, persoana în cauză intră în convulsii, vomează. Și Socrate, ca să nu-l observe ceilalți, s-a acoperit cu un cearceap, să nu-i vadă convulsiile. Deci Hristos a păstrat demnitatea. A refuzat să fie pe mentalitate de victimă. Nu mă plângeți pe mine. A refuzat să blesteme pe cei de lângă el. Ce mi se întâmplă? Ce mi-a făcut guvernul? Ce mi-a făcut soarta? Ce mi-a făcut partenerul? Nu neapărat ți-au făcut ei lucrurile acestea. Trebuie să înțelegi că este absolut necesar să treci prin situații pâlnie, momente pâlnie, când existența se strânge în jurul tău și nu mai poți să dai în spate. Ai o singură opțiune, să mergi înainte. Dar înainte nu se întrevede nimic decât durere și confuzie. Dacă ai tăria să mergi înainte, o să vezi și lumina de la capătul tunelului. Am zis că nu trebuie să accepți mentalitatea de victimă, dar trebuie să accepți ajutor, dacă îți va veni ajutor pe parcurs. Știți că Domnul nu mai putea la un moment dat să-și ducă crucea. Și atunci a venit Simon din Cirene și a dus crucea. Nu înseamnă că ești lipsit de demnitate dacă accepți ajutorul. Unii dintre noi nu acceptă niciun fel de ajutor și asta apare la suprafață smerenie. Nu este smerenie, poate să fie o aroganță mascată, să nu accepți niciun fel de ajutor. Da, recunoaște, sunt într-o situație teribilă, poate, și orice ajutor poate fi binevenit. Dar nu ajutorul care să adâncească mentalitatea de victimă. Ajutorul care îmi respectă demnitatea. Și în tradiția catolică se povestește că erau femeile care au stat pe drumul crucii. Și una din femei, văzându-l pe Domnul în suferință, i-a dat un prosop să se șteargă. Și Veronica. Și el s-a șters cu prosopul respectiv și s-ar fi imprimat trăsăturile feței în prosop. Asta este o tradiție orală. Nu știm dacă este adevărat sau nu. Dar ideea din spate este importantă. Mici glimpses, mici episoade în care vei primi ajutor. Dumnezeu o să-ți trimită asemenea episoade. Cum i-a trimis la Ilie Corbi. Acceptă să primești ajutorul care ți-l trimite Dumnezeu. Și un alt lucru pe care trebuie să știi este să nu te anesteziezi în durerea aia sufletească în tranziției. Pentru că noi suntem într-o generație care gândim în termenii confortului. Să nu avem niciun fel de durere. Dragii mei, fără durere este imposibil ca să fii transformat. Nu se poate fără durere. Dar nu înseamnă că trebuie să o cauți în mod intenționat. Ai o problemă dacă cauți durerea în mod intenționat. Se numește că ești masochist și chiar trebuie să-ți revizuiești gândirea. Dar dacă vine durerea, nu o scoate cu orice preț din viața ta. Nu o scoate cu orice preț. Nu o anestezia. Noi fugim de durere în muncă excesivă. Putem să fugim în mâncare, în alcool sau tot felul de tertipuri găsim noi. Dar trebuie să știi că aceste forme de anestezie nu au menirea să-ți rezolve durerea. Nu ți-o rezolvă, ți-o amână. Ți-o amână și ți-o transformă în suferință, ți-o amplifică. Trebuie să vezi durerea în nuditatea ei. Să o vezi în nuditatea ei. Uită-te, Domnul este pe cruce și au vrut să-i dea oțet, vin, știu ce fel de substanțe amestecate, care printre altele aveau și rolul de anestezie. Și el a refuzat anestezia aceasta. Anestezia nu este
de folos în asemenea situații. Creează dependență anestezia, creează dependență, adică o viitoare problemă. Și interesant, pentru opusul dependenței nu este abstinența, opusul dependenței este relații profunde. Tu ai nevoie de relații profunde. Nu te izola în durerea ta în asemenea situații. Nu te izola în durerea ta. Ați auzit expresia asta? Lasă-mă în durerea mea. Nu sta în durerea ta. Nu sta în durerea ta. Găsește pe cineva care poate este într-o suferință mai mare decât a ta. Uită-te, Domnul nu stă în suferința lui. Vede în profunzime durerea. Și ce face când o vezi în profunzime? Știi ce face? Strigă. Strigă. Ce faci cu durerea? În Iov, am un citat din Iov, versetul 16, capitolul 16, versetul 6. Zice Iov, dacă vorbesc, durerea nu mi se alină. Iar dacă tac, nu se cu ce se micșorează durerea aceasta? Dacă vorbesc, nu se alină. Dacă tac, nu se micșorează. Și te întrebi atunci, în mijlocul acelei dureri, unde este Dumnezeu? Unde sunt oamenii? Ce se întâmplă acum? Sunt singur în durerea mea. Știți că în cartea Proverbelor stă scris, cine poate să se amestece în durerea inimii? Poate cineva să se amestece în durerea inimii altcuiva? Nu poate. Și cuvintele care vin de la ceilalți pot să sune extrem de fals în asemenea condiții, când ești în durere maximă. Ce a făcut Domnul în durere maximă? A strigat. A strigat către Domnul. A urlat către Domnul. A urlat. Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, unde ești? Pentru ce m-ai părăsit? Ai impresia că ești singur în durerea ta. Nu ești singur? Pentru că Dumnezeu e acolo. Dumnezeu este durerea în momentele acelea. Dumnezeu este durerea. Cum spune Apostolul Pavel în Corinteni, că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. În momentul în care tu ai impresia că ești singur și nu-i nimeni cu tine, Dumnezeu este exact durerea pe care o simți tu atunci, la maxim, în toate încheieturile ființei tale. God is the pain. Dumnezeu suferă împreună cu tine. Suferă și plânge împreună cu tine. Dacă reușești să înțelegi lucrul acesta, poate reușești, poate nu reușești. Oricum, strigă către Dumnezeu. Strigă din adâncul ființei tale. Mi s-a întâmplat să tac, ca să nu-i deranjez pe cei din jur cu durerea mea. Și am constatat, ca și Iov, durerea nu a devenit mai puțin importantă. S-a amplificat chiar. Dacă am tăcut. Dacă am vorbit despre ea, nu s-a întâmplat mare lucru. Tot nu a dispărut. Poate s-a mai ușurat un pic situația, dar n-a dispărut durerea. Dar când am strigat către Dumnezeu, mi-aduc aminte, într-o noapte am strigat vreo 15-20 de minute în continuu, dar nu foarte tare. Am strigat înăbușit, ca să nu audă altcineva. Atât am strigat până când am transpirat. Și după 15 minute, 20, God is there. Dumnezeu este acolo. Dumnezeu este suferința. În mijlocul suferinței l-am găsit pe Dumnezeu. După ce am strigat, cu psalm, cu cântări de laudă, cu rugăciuni care am știut eu, atunci l-am găsit pe Dumnezeu. Și când îl găsești pe Dumnezeu așa, ai putere să ajuți pe alții.
Altfel, nu, nu, ajutorul tău este o mascaradă. Dar dacă chiar l-ai găsit pe Dumnezeu, poți să-i ajuți pe alții. Și uită-te, Hristos găsește putere să-i ajute pe alții, pe tâlharul de pe cruce. Zice tâlharul lui, astăzi vei fi cu mine în rai. Adică cumva își mută focalizarea de la durerea lui pe durerea altora. Tată, iartă că nu știu ce fac. Dar ai puterea aceasta doar dacă îl găsești pe Dumnezeu. În mijlocul suferinței. Care este concluzia mea la tot discursul pe care l-am avut? Vor fi momente în viața ta când ai impresia că nu se mai poate face nimic. Și concluzia mea este că atunci când crezi că nu se mai poate face nimic, încă se mai poate face ceva. Tu nu știi de ce ești în stare. Bine ar fi să nu-ți dea Dumnezeu să vezi de ce ești în stare. Bine ar fi să nu-ți dea. Să vezi. Că poți mult mai mult decât crezi tu că poți. Există o rezervă extraordinară în sufletul tău pe care nici n-ai bănuit-o. Orice tranziție prin care vom trece aduce modificări în viața noastră. Modificări de statut, modificări de caracter, modificări de identitate. Și crede-mă, nu se poate forja bunătatea. Nu se poate forja caracterul lui Dumnezeu în tine fără să treci printr-o fază de tranziție, fără suferință. Este imposibil. Fără durere, fără suferință, fără să fii în no man's land, într-o zonă în care nu mai ai niciun control. Este imposibil. Dacă ar fi posibil, va spune. Și v-aș recomanda să mergeți la un seminar de al lui Soares sau cum îl cheamă, sau Maxwell, sau, și după aia ești brand new, perfect nou. Dar nu se poate fără durere. Și trebuie să mai știi că tranzițiile acestea sunt tranziții, adică nu sunt eterne. Tranzițiile nu sunt eterne, sunt tranziții. Sunt limitate în timp și în spațiu. Dar totdeauna, după tranziție, lucrurile vor fi cu totul altfel. Și ce mai trebuie să știi? Că Dumnezeu este acolo cu tine. Ai impresia profundă că e singur. But you are not. Dar în realitate nu ești. Dumnezeu este cu tine. Mulțumesc pentru atenția voastră. Să fiți binecuvântați de Domnul. Amen.